Ziceam, Lidia, că este un subiect care ține prima pagină a presei, divorțul anului, divorțul Anei Maria Prodan. Și noi acum încercăm să înțelegem o familie care pare să aibă totul, nu? Bani, faimă, copii, dragoste declarativă cel puțin, ajunge în acest punct de final. Cum se poate? Există o cale predestinată. Există în viață, știi cum spunem noi, vorbeam noi de sufletele pereche, că îl întâlnești. Nimic în viața asta nu este garantat că este pe viață până moartea ne va despărți. Adică toate lucrurile au o garanție. Dar vroiam să ajung la feminitatea femeilor. Mie îmi place foarte tare de Ana Maria. Și că își pune milioane de kilograme de diamante, să le poarte doble, că e tânăr. Mie îmi place de ea că ea trăiește momentul. Înțelegi? Se bucură. Dar, lângă o astfel de persoană puternică, cum spune o femeie cu testicule, bărbații nu rezistă foarte mult. De ce? Pentru că, indiferent cât de, i-a plăcut de la început, că este bătăioasă, că muncește, că știe să știe o duce ce capul, vrea cu viața ei. O duce capul, știe ce vrea cu viața ei și a făcut niște planuri, niște strategii bune și de afaceri și de familie, oameni, bărbații obosesc și caută liniște. Obosesc de ce? Se simt inferiori? În raport cu soția, care este o femeie puternică, obosesc pentru că nu pot ține ritmul? Nu pot ține sau ritm. Ajung la concluzia că nu li se potrivește un astfel de partener? Că nu mai e locul lor acolo. Nu mai e acolo locul lor. Da. Că locul lor s-a acoperit de o mașină mai fițoasă, de un diamant mai mare, de un, mă rog, o chestie în afacere care a acoperit, da, te pup, am reușit, dar doar atât. E bucuria, Ana Maria are bucuriile momentului. Pe ea mâine nu mai bucură ce s-a bucurat-o astăzi. Deci bucuriile materiale, spui tu, care sunt trecătoare. Te plictisești exact. De diamant, de mașină, exact. De rochile scumpe. Acum eu nu pot să spun că ea s-a plictisit. V-am zis, mie îmi place foarte tare de ea și eu sunt mai feminist, așa. Adică țin într-un fel cu femeile. Apreciez genul de femeie care se indiferent ce se întâmplă, este mamă. Este mamă, are trei copii. Are mai mulți copii, da. Nu? E o mamă care își crește copiii, care își, cu demnitate, deci nu e, n-a rugat pe nimeni, nu s-a la un moment dat, umilit. Într-o astfel de relație, cu foarte mulți bani, cu foarte multă faimă, dragostea este înlocuită de aceste plăceri de care vorbeai tu, trecătoare. Deci nu se mai bucură de ceea ce au în familie, de faptul că se au unul pe celălalt, de bucuria familiei împreună. Și au început să se bucure totul este, pentru niște lucruri. Totul este echivalat în finanțe. Și dragostea este echivalată și în dragostea finanțe? Și dragostea și tot se echivalează în finanțe. În bunuri, și atunci toată chestia asta, Doamne, să-i dea Dumnezeu să facă foarte mulți bani, n-am nicio problemă, doar că lucrurile astea, spuneam întotdeauna că banul se răzbună. Există o chestie a karmei, o plată a banului. O plată a banului. De foarte multe ori trebuie să conștientizăm acest lucru și spuneam noi, vorbeam de zeciuială, că noi când dăm zeciuiala, nu doar că facem un bine cuiva, ci ne plătim chestii ale karmei noastre. Noi ne le plătim. În acea zeciuială, noi ne plătim către univers plata. Există o anumită competiție la un moment dat când sunt doi oameni puternici, amândoi, nu? Normal. Sunt cu câștiguri impresionante. Dom'le, nu pot trăi doi oameni cu testicule în casă, înțelegi? Și femeia și bărbatul să fie la fel. Deci de, nu. De puternici, nu. Trebuie să fie, unul trebuie să cedeze. La un moment dat, unul trebuie să cedeze. Ori acceptă că celălalt era mai sclipitor și mai deștept și mai fițos,
ori celălalt se dă într-o parte și acceptă că celălalt este mai fițos, mai deștept și mai de toate. Bun, dar totuși relația a plecat cu dragoste, că altfel dar nu, nu contestă se construia nimeni. O familie, nu se făcea nu un contestă copil. Nimeni, dar noi știm foarte bine că orice chestie de genul ăsta, gălăgioasă, de ce spunem noi, fericirea îi place să fie liniștită, să fie discretă. Nu în văzul lumii. Nu în văzul lumii. Spuneam noi, domnule, vezi că dacă... De ce spunem, nu, încep, nu spune ce vrei să faci, că după aia îți fură cineva norocul. Da, să fim... Același lucru se întâmplă și cu relațiile astea în... Nu e un caz singular, noi aici vorbim despre divorțul anului, dar sunt nenumărate situații similare. Asta vorbim. Deci există această sclipire pe care o etalează lumea și atunci să știi că cum există oameni care te iubesc, există oameni care te și urăsc și îți pot transmite energii cum pozitive, așa și negative. Se încarcă, dar nu putem. La un moment dat e și alegerea fiecăruia. Acum, și ea are dreptul să fie fericită, dar și el are dreptul să-și caute fericirea. Înțelegi? Deci chestia e de alegere. El a ales ceva neînsemnat, pe care noi nu cunoaștem, nu știm cine e. O fată simplă care... Și uite că a căutat cealaltă fericire. Exact. Și a vrut liniște. Și a vrut o femeie pe care să o poată conduce, care să fie docilă, care să fie ascultătoare. Înțelegi? Numai că și plata lui va veni karmic. De ce? Că de fapt... Aici voiam să ajung. Este și o plata karmei pentru că ambii vin din alte căsnicii destrămate. Nu sunt niciunul nu sunt la prima căsnicie aceasta care sigur se destrămă da. Acum. E o plată pe care o fac problema acum? Nu este că e plata lor. Asta l-altă va plăti plată la rândul ei. Înțelegi? Indiferent ce se întâmplă, chiar dacă este iubire, chiar dacă... Să spunem, ne-am îndrăgostit de nu știu cine, de nu știu cum și a rămas însărcinată. Înțelegi? Deci va avea un copil. Eu ca bărbat îl înțeleg. E un bărbat responsabil. Unde se naște un copil, se duce să fie acolo unde se naște un copil. E un act de responsabilitate. E un act de responsabilitate. Deși asta e o formă de trădare. Lasă în spate o familie. E o formă de trădare față de Ana Maria. Aici fiecare își are talanca lui legată de gât, înțelegi? Fiecare își are bucata lui de karma. Nu cred că poate fi arătat, că de obicei, într-o astfel de situație, se găsește un vinovat de serviciu. Aici obligat. Nu cred că... Și nu știe nimeni până la urmă... Dar nici nu avem dreptul să... Nici măcar să tragem concluzii. Cine e vinovat, cine nu e vinovat. Noi vorbim de căsniciile care pe din afară ni se par foarte fericite. Poleite. Foarte fericite și poleite și aurite și diamantate pe din afară. Dar în interiorul lor sunt mari tragedii și mari trăiri urâte, sentimentale. O persoană care nu are acest nivel de viață, de standard de viață, se întreabă, dom'le, ce le lipsește? Au bani, au familie, au tot ce își doresc? Tocmai de asta le feri. Fericire. Fericirea. Fericirea ți-o poți asta... face și tu până la urmă. Da, dar numai că uite, pe mine mă face fericită ceva și mă ține 5 ani. Sau 10. Dar pe unul face fericit poate doar, uite, o tabletă, nu știu ce, care îl ține doar 3 minute pentru că aia a fost dorința. Deci nu e fericire, e dorință de moment. Exact. E plăcere de moment. E plăcere de moment. Se poate ajunge la o reîmpăcare într-o astfel de situație? Pentru că, repet, sunt două personalități, orgolile sunt pe măsură. Doamne, dar păi s-au văzut multe lucruri în viața asta și asta n-ar fi ultimul pe pământul ăsta să se întâmple. Niciodată nu știm cât de mari sunt sentimentele. Poate că acum s-a răzvrătit el. Am înțeles că el e mai răzvrătit decât Ana Maria, săraca. Dar
Lucrurile astea poate că se vor așeza, deși eu nu prea mai cred în... Care este momentul lipire de ruptură? Care crezi tu că e momentul de ruptură într-o astfel de relație? Nu există o moime, există o duzină de momente. O duzină de momente. Care a dus la ruptură, înțelege? E o duzină întreagă. Adică sunt foarte multe situații pe care fiecare le-a înghițit în felul lui. Și a trecut peste. Și le-a pus acolo în sufletul nostru, în sufletul lor, le adună, le ține ca într-un sac. Spuneam eu, trăim cu aceste trăiri negative în interiorul nostru, cu lucruri pe care nu le spunem, exact ca și cum ne-am pune o piatră în pantof și merge cu piatra aia în fiecare zi, știind că ne face rană, știind că ne doare, dar noi nu o scoatem de acolo. Așa și trăirile în suflet. Și ele, la un moment dat, undeva răbufnesc. Înțelegi. Răbufnește, obosește, spuneai? Și apoi tu știi. Și până o dai în gura lumii, că lumea îți spune și ce nu știi tu. Și judecă foarte ușor. Și judecă. Îți mai pune ceva. Exact. Așa că bărbatul și nevasta și soția sunt un singur, o singură celulă. Ei știu foarte bine ce se întâmplă în interiorul lor. Noi ce avem de tras concluzie și de învățat din aceste lucruri este că trebuie să lăsăm pe unul să sclipească. Și să acceptăm... Două săbii tari, două săbii, nu cap într-o teacă. Simplu. De ce spuneai tu aici că un bărbat nu acceptă, uite, o perioadă îndelungată? Acceptă, dar uite, o până... femeie care este puternică. Acceptă, dar până la un capăt. Maestre, până la un capăt? Până la un punct. No, până apare ispita. Deci găsește, așteaptă o portiță. Gândește-te că există un pic de divergențe între ei pe alte. Asta banului, întotdeauna banul face și desface și distruge. Dar incidența de divorț nu apare la Ana Maria Prodanu. La el. Cam. El a dat la una. El apare. Anul lui personal e cu incidență spre divorț. Bun, dar și acolo sunt niște factori, cum zicea Lidia. Factorii sunt niște factori externi, că, iartă-mi expresia, bărbatul când găsește în altă parte ceva ce nu-i oferă soția, niște teribilisme, se refugiază în ele, fără să fie conștient că de acolo se poate produce o ruptură. Și vorba Lidiei, dacă eu am bani, pot să-mi cumpăr plăceri. Iartă-mă, dacă eu cumpăr plăceri cu bani, înseamnă că eu nu sunt bărbat. Și cu asta mi-am dat singur. Dar poate găsi așa acasă, dar n-a știut să ceară. Comunicarea. Păi, comunicarea a fost, știi de ce? A fost prea multă și a fost prea mult... lumina reflectoarelor. Prea mult de acolo, expusă de acolo expunerea. Prea expusă, eu ți-am zis eu. Asta e o relație foarte mult răsfoită de toată lumea, înțelegi? Aduți aminte că au avut un serial întreg care a fost filmat acasă și când se scula și când se culca și când se ce făcea. Toate lucrurile astea, știi, totul trebuie arătat până la un punct. Deci expunerea aceasta masivă a erodat mult relația. E o greșeală și erodează foarte tare. Comunicarea, un alt punct. Că poate că unul din ei nu și-a dorit chestia asta. Da, a acceptat din dorința celuilalt. De a-i face plăceri celuilalt. La un moment dat pierzi controlul relației când totul este în lumina reflectoarelor? Îți ghidezi relația după ce spune... Băi, te fură valul, Cătălina. Celălalt? Cauză teribilism. Te fură valul. Cauză epatese, dar la un moment dat îți place că păi o ce să zici, închizi ușa și spui de mâine nu mai ești. Te fură valul. Te fură valul ăsta de a... De faimă, de a fi tot timpul încentrat atenției. În toate cele, de a arăta cât de... Da, nu spune nimeni că nu are și Doamne ajută să aibă încă ca pe atât cât are. Dar e bine să nu știe. Deci e bine să expui până la un anumit moment. Da, maestre. Dacă ai invitat, tu îi duci în dormitorul tău?
Deci singur, totul trebuie păstrat? E singurul lucru că noi am vorbit, am discutat de spațiu locuit, deci de energie. Deci intimitatea trebuie să fie... Absolut, absolut. Dacă intimitatea devine publică, nu mai e intimitate, e goliciune. Iartă-mi expresia că n-am găsit alt cuvânt mai dur. Deci nu vin să-mi expun goliciunea în sensul peorativ, nici de cum, goliciunea trupului. Dar în momentul când tu expui toate, pentru ce motiv? Ce vreau să demonstrez? Am bani. Sunt mulți, miliardari, care nu fac treaba asta. Nu bagă televiziunea în casă. Nu o bagă în familie. Nici nu-i știi, nici nu ai foarte multe fotografii cu ei. Corect. Chiar de multe ori zici, măi, ăsta-i sărântocul sărântocilor. Nu le recunoști pe stradă. Vis-a-vis de Bill Gates, da? A trecut pe lângă el unul și n-a știut cine e amărâtul ăla. Deci nu-i se întâmplă nimic atât timp cât nu ești expus privirilor și ochilor negativi, pentru că de aici, asupra cuplului lor, nu într-o zi, două, pe parcurs. În ani. N-au făcut decât să-i dea ochi. Știi când zicea, ia de ochiat căsătoria, că zicea. Ia de ochiat fericirea, fără să înțeleagă. Și Ana e o fată foarte deșteaptă. Cu Reghe mai puțin a venit în contact, dar Ana o cunosc bine și de mulți ani. Înțelegi? Ana este născută în anul șobolanului. Șobolanul își bagă codița pe unde vrei și pe unde nu vrei. Și de acolo scoate bijuterii, valori, tot. Și face o multitudine de relații pe care știe să le folosească. Știi? Dar în momentul când șobolanul iese din gaura lui și zice, gata, nu mai avem restricții, stă pisica afară și zice, opa, s-a deschis restaurantul. Hați pe el. Toți suntem cu echipei. Deci expunerea... Expunerea îndelungată și plus de asta, nu știu dacă neapărat, dar universul ăsta lucrează și te pedepsește, Lidia spune karma, te pedepsește exact pentru toate greșelile care... Pentru că n-ai înțeles odată, n-ai înțeles a doua oară, ai făcut-o și a treia oară. Aici vorbeam despre karma. Ei, asta e. Există un ciclu al căsătoriei. Nu, la Reghe este ceva repetativ. Exact. Că și Ana n-ar fi o problemă, slavă Domnului. Nu contează ce vârstă are, că nu-i dă nimeni vârsta Anei. Da? Cum arată. Are și bun gust, are tot ce vrei tu. Se joacă și cu cuvintele, un om de valoare, dar dacă tu te apuci și faci, ea nu vine, șobolanul nu-ți plătește niciodată cu aceeași măsură. Adică tu m-ai înșelat, ți-o fac și eu. Că se înșeală pe el. Și e conștient de treaba asta, că dacă își lasă coada prea mult afară, vine cineva, îl prinde de coadă și îl scutură. Asta e. Orice afișare, expunere cu pompă, cu trompă... Excesul dăunează. Super excesul ăsta, n-a mai fost exces. Excesul dăunează grav sănătății. Da, uite. Dăunează grav armoniei, fericirii. Învățăm așa, să ne delimităm foarte clar intimitatea noastră. Să nu fim să mai discreți nimeni cu fericirea noastră. Discreți. Spuneam, ți-aduce aminte când am zis într-o emisiune că nu lăuda foarte tare soțul tău, că e posibil să găsești vreuna curioasă. Da. Același lucru. Nu trebuie să existe două persoane puternice. Este niciodată clar că unul trebuie să cedeze. Niciodată. Comunicarea. Comunicarea este cheia succesului, de altfel, că așa îi se spune și așa este, e adevărat. Și fericirea nu stă neapărat în valorile materiale. Trebuie să... Știi, eu am niște prieteni care ea era procuror și el era...